Reacții dure după ce România a ratat finala Eurovision, ce reproșuri s-au adus reprezentantului țării noastre, ne spune chiar acum Maria Coman. Ei bine, melodia acestuia este una despre care s-a discutat mult mai puțin decât s-a discutat despre ținutele cu care a fost îmbrăcat și fel de comentarii legate de modul în care și-a accesorizat costumele și ținutele respective și așa mai departe. Poate e important totuși să spunem și să privim și la cum reacționează celelalte țări în privința Eurovisionului, adică ați văzut ce susținere puternică este în alte țări, inclusiv în Marea Britanie este o dezbatere în toată presa britanică și este aplaudată concurenta lor, deși nu a obținut cine știe ce rezultate. Ei bine, spuneam că poate ar trebui să ne concentrăm un pic mai mult asupra fondului. Băiatul acesta, Teodor Andrei, a câștigat o grămadă de concursuri în țara noastră, o grămadă de concursuri, are un palmares impresionant și a fost o prezență scenică până la urmă și plăcută, și melodia a fost una care a încântat pe multă lume, dar, repet, noi discutăm mai puțin despre asta, ci mai degrabă despre cum a fost îmbrăcat și, mă rog, fel de valuri de ură care s-au îndreptat spre el, în loc să fie vorba despre niște valuri de susținere.